Bună! Bună și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vă luăm cu noi la o serie de cumpărături, mergem să ne plimbăm prin mall, da, ați auzit bine, dar m-am gândit că ar fi destul de interesant să vă prezint acest mall pentru că nu este orice fel de mall. De fapt, am putea spune că sunt 4 mall-uri într-unul singur. Avem în primul și primul rând Mall-ul Universal, prima clădire. Și aici avem magazine de haine, farmacii, magazine cu produse de beauty, supermarket, restaurante, un mall normal. Dar acum începe partea interesantă, pentru că, vedeți, e o clădire foarte, foarte mare. Sunt trei mall-uri unite între ele și cel de-al patrulea mall este separat. Aici avem și un Costco. După ce terminăm cu Mall-ul Universal, avem un pasaj. Trecem acel pasaj și ajungem în mall-ul cu produse pentru animale. Este un mall dedicat animalelor. Acolo ai magazine cu accesorii pentru animale, cu mâncare, ai cafenele în care poți intra cu animalul tău de companie și poți intra în tot mall-ul cu animalul tău de companie. O să vedeți că e super fun, o să dăm o tură. Niciodată nu am petrecut foarte mult timp în acel mall, dar chiar îmi doresc să văd ce au. Iar apoi, la fel, ai un alt pasaj în spatele acestui Costco, ai un alt pasaj și ajungi în mall-ul cu produse pentru copii, un mall întreg doar pentru copii, cu haine, cu jucării, cu mâncare, cu locuri de joacă și așa mai departe. Acolo vrem noi să ajungem, pentru că am rămas fără haine de vară pentru Mira, am rămas fără rochițe, trebuie să-i căutăm câteva rochițe și ideal ar fi să-i găsim și o pereche de sandale, pentru că are doar o singură pereche, dar vedem ce găsim, cum găsim. Și cel de-al patrulea mall, care este separat, este cel de acolo, scrie mare Ion cu roz, și acolo avem un mall cu articole sportive. Sunt doar articole sportive pentru diferite sporturi de performanță și așa mai departe. Nu știu dacă o să ajungem și în clădirea aia, pentru că este separată, dar astăzi vreau să dăm o tură în cele trei mall-uri, care de fapt e un singur mall, și o să începem cu începutul, adică cu Mall-ul Universal. Aici vreau să intru la H&M, vă spun de pe acum, pentru că și eu sunt în căutare de rochițe, la fel ca și Mira de altfel. Stați că mi-am pierdut copilul, era aici în spatele meu. Hai să mergem! Mergem să vedem și animalele. Și știi că au cărucioare pentru căței și pentru pisici? Și asta este parcul din fața mall-ului. Este un spațiu deschis, foarte mare, și au și locuri de joacă în partea aia, dar momentan sunt închise. Topoganele și leagănele am văzut că sunt închise. Hai, iubita, să intrăm! Hai că stau! E iarba mare acolo! Pa, pa! În colțul ăsta avem foarte multă verdeață și o intrare, dar nu este prima intrare, mai mergem un pic. Și am găsit o hartă, hai să vă arăt puțin. Primul mall se numește Grand Mall și aici avem harta. Avem Grand Mall, care are 3 etaje, apoi Pet Mall, care are 2 etaje, Family Mall, care are 3 etaje și Active Mall. Și mall-ul cu articole sportive e destul de mare, din câte vedeți. A, și în mall-ul cu articole sportive avem și un Daiso. Dar avem Daiso și în Grand Mall. Și aici se vede și mai bine. Grand Mall cu roșu, apoi Pet Mall cu verde, avem Family Mall cu galben și Active Mall cu albastru. Dar uite, da, da. Sunt unite, deci toate mall-urile sunt unite între ele. Și aici în față este Costco. Și aici eram noi, în parcul ăla verde. E foarte mare, deci în principiu e o singură clădire, nu? Nu, stai să vedem cam cum ar veni. O clădire foarte mare, împărțită în 4. Da, cred că așa spune corect. Multe cumpărături nu avem de făcut și am găsit intrarea principală. Mergem după Mira, a găsit cărucioarele pentru copii. Și uite, încă de la intrare avem un restaurant cu sushi. Cât de bine arată, am mâncat aici și sushi-ul este foarte bun. Și vedeți că acolo scrie Ion Style, de acolo începe supermarketul. Aici, pe mijloc, avem încălțări foarte reduse. Ia, ne apropiem puțin să ne uităm la reduceri. Mira a găsit ceva. Ce-ai găsit, iubita? A, ce drăguți sunt sneakers și de aici. Mad. Sunt pentru copii, da, vezi?
copii un pic mai mari. Hai să ne uităm puțin la sneakers și hai să vedem, poate au și sandale, iubita. Hai să dăm o tură, să vedem ce au pentru copii. Aici au reduceri de 50%, sunt niște reduceri mari. Mira se uită, se uită. Ei plac sneakers și ăștia așa colorați și strălucitori. Și uite că au și pentru adulți. Avem Nike, 30% reducere. Avem Skechers, că tot ziceam eu de Skechers. Ce altceva mai avem? New Balance. Hai că o să dăm o tură la primul etaj și vă arăt așa mare ce fel de magazine au. Au pune și magazine cu produse decorative, produse pentru casă, pentru bucătărie. Și parcă H&M era la etajul 2, nu mai știu exact. Este o farmacie foarte mare și de obicei la farmaciile din Japonia găsești și produse de beauty, de make-up, foarte multe branduri populare japoneze. Și uite aici ce colaborare drăguță, avem Integrate în colaborare cu Hello Kitty. Și au așa, fond de ten cu Hello Kitty și ambalajul este cu Hello Kitty, pudră cu Hello Kitty, ne arată Mira tot. Nu trebuie să deschidem, doar ne uităm la ambalaj. Uite, avem până și un colț foarte mare cu produse de la Maybelline New York. O altă colaborare cu Tom & Jerry, un brand pe care îl găsim și la noi. Iubesc colaborările astea cu diferite personaje. Asta e Tom și asta e Jerry. Vezi ce drăguț? E balsam pentru buze, mami. Hai să ieșim din farmacie, că e periculos. Mereu găsesc produse pe care vreau să le încerc și am nevoie de rujuri. Dar o să vin altă dată pentru a căuta rujuri. Taiga ne-a așteptat aici pe canapea, n-a mai intrat cu noi. Ne continuăm drumul la parter sau la etajul 1, cum zic ei, în Japonia. Uite un alt magazin cu produse cosmetice. Aici avem produse mai scumpe de la Dior, Chanel, Lancome și așa mai departe. Magazinul ăsta nu cred că era aici data trecută. Au accesorii, un magazin doar cu accesorii și orice produs costă 300 de ieni. Îmi plac clipsurile astea. Sunt prea mari. Sunt prea mari. Eu cred că sunt pentru baba. Ia să vedem ce altceva mai au. Au și clipsuri mai micuțe, așa, și astea străguțe. Îți plac floricelele astea, opa? Da. Hai să ne luăm și noi câte ceva de aici, ce zici? Eu vreau să mă uit la cercei în primul și primul rând. Ia uite așa de mai sunt. Și fundițe, mami, că ziceai că mai vrei fundițe. Ar veni orice produs, 11 lei. Aici avem în continuare câteva produse pentru păr. Uite fundițe. Uite, asta e drăguță. Agrafe și clame. Și am ajuns la cercei. Uite așa de vară, ăștia îmi plac. Mira mă întreabă, tu ce iei? Stai că mă uit la cercei momentan. Cercei aș vrea, ai mai găsit și acolo pentru păr. Uite, mami, în formă de pisică. Că tot îți plac ție pisicile, uite așa mai micuți. Mai pentru părul tău și aici cu steluță. Astea sunt drăguțe. Chiar sunt drăguțe, poți să-ți mai alegi. Da, poți să-ți iei. Pe auriu sau pe alb? Argintiu, e un alb argintiu. Asta e un colț cu cercei cu perle. Avem doar cercei cu perle. Și îmi plac, stai că am văzut mai devreme, ăștia cu floricele. Nu așa că ăștia sunt chiar drăguți. Dar cred că iau și eu și mai căutăm, uite, și cu steluțe. Ăștia sunt funky cu steluțe. Mai avem așa cercei simpli. Uite, clama asta îmi place. E foarte mare. Nici n-am văzut clama așa mare până acum. Da, mami, nu-i așa? Luăm și noi una? Și avem și clipsuri așa. Mira, ți-am găsit colțul cu fundițe. Hai să ne luăm și noi fundițe. Ar trebui să ne luăm așa pe negru, uite, că asta merge la orice.
lasă că o iau eu. Asta merge la orice. Și o luăm și pe asta roz. Și ia să vedem ce alte fundițe mai au. Ai multe roz. Noi suntem înnebunite după fundițe, mai ales prințesa mea. Uite că și acum are o fundiță în păr. Avem și măști aici. Uitați ce drăguță e asta așa cu fundițe pe lateral. Măștile sunt puțin mai scumpe. O mască 500 de yen, dar sunt foarte multe măști fashion. Uite și astea sunt drăguțe de aici. Am mai găsit aici o fundiță neagră și o fundiță crem. Și mie îmi place asta. Facem colecție de fundițe. Și aici avem și mai mulți cercei. Nici nu o să apucăm să-i vedem pe toți. Și ăștia de aici îmi plac, pe albastru. Ce găsim, mami? Cercei în formă de cactus. Da, ăștia sunt drăguți. Și aici avem și inele. Ia uitați ce de modele. Avem și așa pe auriu. Asta îmi place. Ce ai găsit, mami? Mira, a găsit o brățărică. Wow! E brățară de prințesă, dar e cam mare pentru tine, din păcate. Și în colțul ăsta am găsit accesorii pentru mască. Și avem niște fundițe pentru mască. Și mă întrebam, oare cum le porți? Și uite așa. Vezi, pui fundița la spate și te ajută să nu preseze pe ureche. Și arată și fashionable. Și ai și așa cu pietricele, cu perle. Tot felul de accesorii au apărut. Anul trecut nu găseai așa ceva. Și ai până și piercinguri pentru mască. Uite, cu magnet. Ai așa, cu floricele. Aș putea să-mi iau și eu niște accesorii pentru mască. Astea sunt... Da, astea sunt funky. Asta cum o pui? Ai, e doar să prinzi masca. Uai, ce de mai iau! Stai. Așa se poartă, uite, ne arată Mira. Ne-am luat câteva fundițe și accesorii și acum vrem să intrăm puțin și la Adidas. Eu mă uit de un sacou pe care l-am văzut online, dar online nu era disponibil și spuneam că îl pot găsi în magazine. Poate am noroc și îl găsesc aici. Mi-au fugit ochii la o pereche de pantaloni. Pantalonii ăștia sunt mega cool. A, și uite și perechea asta de culottes. Și perechea asta e interesantă, cum se prinde așa, dar cred că o să mă facă mare pe lateral sau nu. Nu-mi dau seama exact cum vine. Și tricoul ăsta iarăși e interesant așa cu tăietură. Și Mira se uită la copii, se uită după tricouri. Lego, Lego, cauți ceva cu Lego? Franța, da, uite ce știe Mira. Am vrut să-mi arate că e cu steagul Franței. Și am găsit tot felul de sneakers fine. Hai să vă arăt rapid și vouă, că m-am uitat fără voi. Avem în primul rând pentru Sergiu cu Star Wars. Apoi, să mergem pentru mine, avem o dată așa o pereche de Stan Smith cu animal print. Perechea asta mi se pare drăguță, zici că am pus-o pe Mira să picteze. Dar neapărat anul ăsta vreau să-mi iau și eu o pereche de papuci, sneakers din aceștia tăiați. Taiga e mega cool, îmi place setul ăsta la nebunie, eu zic să-l iei. Îmi plac pantalonii și poți purta piesele și separat. Da. Uh-huh. În următoarea perioadă poți purta pantaloni. Când mergem la munte, iei și partea de sus. Eu zic da. Îți vine bine. Chiar îți vine bine, ești cool. Am ieșit din Adidas. Taiga și-a luat setul ăla cool până la urmă. Și acum mergem la etajul 2, ceea ce înseamnă etajul 1 la noi, pentru a intra puțin și la H&M. Nu o să mai stăm foarte mult în clădirea asta. O să mergem în cea de-a doua clădire. Aici mai avem magazine cu accesorii, cu pălării. Uite, un magazin cu produse pentru casă, scrie mare, Deco Home. Aici avem papuci pentru casă, huse pentru perne. Îmi plac cele de aici cu florițele. Accesorii pentru baie, cârlige, umerașe pentru întinderea rufelor. Asta e un colț cu produse de depozitare. Din câte văd, au doar produse de bază, produse basic. Am văzut acolo un colț cu produse la 108 ieni. Ce au acolo? Uite, arată yummy și au diferite dulciuri. Uite, Local Product Exhibition of Kyoto. Deci avem produse din Kyoto. Și
uite, au până și un magazin Toyota. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină Toyota, tot ce ai de făcut e să vii la mall. Fix în față avem și un magazin Crocs. Magazinul ăsta s-a mutat pentru că nu era aici înainte. Partea funky la Crocs e că poți cumpăra foarte multe accesorii. Ia uite, pe care le poți atașa. Perechea asta chiar îmi place. Știți că până și Justin Bieber a avut o colaborare cu Crocs. Aici avem un magazin care se numește Magazinul Grozav, Awesome Store, și ai doar chestii grozave aici. Mergem mai departe, au tot felul de accesorii pentru casă. Am intrat odată într-un magazin de genul în Ikebukuro. De fapt e fix același magazin. În clădirea nouă, mai știi, iubitule? Au și acolo magazinul ăsta grozav. Și în capăt de tot avem o librărie Tsutaya și un Starbucks. Librăria e foarte mare. Noi o să urcăm, uite și aici un colț pentru copii. Zoo Adventures, dar e închis acest colț. Da, Edita, mai e girafa acolo, ia uite. Lovește cu capul. Și Mira se uită după girafă. Ne place librăria asta pentru că au multe produse speciale. De exemplu, uitați-vă la acest evantai. Este absolut superb și compania are foarte multă istorie. Uite, scrie aici. E din 1585. Și uite cât de cool e locul ăsta, pentru că aici avem librăria, dar în capăt de tot, în incinta librăriei, avem Starbucks-ul. Poți să-ți cumperi o carte și după aceea te așezi și te bucuri de ea la Starbucks. Gata, pauză de masă. Mergem să mâncăm mâncare chinezească. Restaurantele sunt la etajul 2 și la etajul 3 avem un food court. Astăzi o să mergem la un restaurant la etajul 2. La etajul 3 au un udon foarte, foarte bun și uite, fix acum trecem pe lângă Daiso. Și aici lângă mine avem un magazin cu genți, Daiso e sus, la etajul 3. Trebuie să mergem până în capăt, să dăm de restaurante. A, uite și GU. Era GU aici? Că nu mai mi-aduc aminte. E nou, nu? Nu era aici. Știam eu că parcă nu era GU. O să ne uităm de afară și la GU. Am zis că o să-mi fac inventarul hainelor pe care le am aici, ca să știu ce să mai cumpăr, ce să nu mai cumpăr. Vreau să-mi las o garderobă pregătită și aici, în Japonia, pentru că aveam doar câteva haine, foarte puține haine lăsate, câteva haine de vară și aș vrea să o balansez cumva, să am aici atât haine de vară cât și haine de toamnă, iarnă. O să mă ocup de asta înainte de a pleca în România. Și am ajuns, astea sunt toate restaurantele pe care le avem aici, sunt 13 la număr. Noi suntem, uite, fix aici. Și trebuie să ajungem la numărul 5. Ai, în partea cealaltă, numărul 5, uite, în capăt de tot. O să trecem pe lângă toate restaurantele. Bum, hai. Da, și aici ai o mică listă cu ce poți găsi. Da, mâncare italiană, japoneză, yakiniku, sushi, friptură. Bum, bum, bum. Am ajuns la restaurantul cu specific chinezesc. Aici o să mâncăm astăzi. Deja știu ce vreau să comand. De când ne-am întors în Japonia, zic că vreau să venim la restaurantul ăsta, pentru că au o mâncare foarte bună. Cred că o să-mi iau și eu un ramen din acesta picant. Uai, cum arată! Aș mânca de toate. Hai să intrăm! Ce foame, iubita? Da! Cât de foame? Rău de tot! Îmi place că aici au meniuri pentru copii cam la toate restaurantele. Foarte rar se întâmplă să intri într-un restaurant și să nu aibă meniuri pentru copii. Mirei, am luat un meniu cu chahan, am avut de ales între chahan, adică orez prăjit, și ramen. Și la meniul ei o să aibă și jucărie. Uite, acum vin jucăriile. Trebuie să-ți alegi o jucărie din toată cutia aia. Ia, stai să vă arăt. Uite, de aici trebuie să-și aleagă Mira o jucărie.
Are foarte multe variante, set de golf, ăla e un fel de portofel. Wow! Tot timpul am multe jucării. Ia uite ce drăguț pentru păr, cu fundiță. Vrei jucărie, nu vrei fundiță. Ne-am cumpărat fundițe azi, așa e. Că Mira e foarte ocupată. Și avem o salată de castraveți cu usturoi. Nu vă închipuiți cât de bine miroase. Mi-ar fi plăcut să puteți simți acest miros. O să împărțim, nu? Îmi dai și mie un castravete. Unu. Eu am o salată cu avocado, da, dar miroase atât de bine încât vreau să încerc. Și ăsta este meniul pentru copii. V-am spus că mâncarea vine foarte repede aici. Mira încă se gândește ce jucărie să aleagă. Și aici avem chahan pentru noi. O să împărțim. E chahan cu carne de porc. Și avem și o salată cu roșii pe care o să împărțim. Roșii și ce mai avem acolo? Ceapă. Și un pic de castraveți, nu? Castraveți în sos de ceapă. A, și cu sos de ceapă. Uai, ce dor mi-a fost! Și asta nu-i tot. Mai avem mâncare. Mai vine. Mai trebuie să așteptăm un pic. Și a venit și porția de hoikoro. Avem varză cu carne și un sos picant de miso. Ne place la nebunie. Uitați, ne-am luat porții separate. Asta e pentru mine și aia e pentru Taiga. Fiecare cu porția lui. Da, e preferata lui Taiga. Și mi-a venit și mie avocadoul picant. Avocadoul ăsta e doar pentru mine. Lui Taiga nu-i place avocado. Și am mai luat o salată de castraveți cu usturoi. Pe asta o să o împărțim. Și uite, ne-au mai pus o masă pentru că avem atât de multă mâncare. Avocadoul ăsta e foarte bun în combinație cu sosul picant. Și acum ne continuăm seria de shopping. Suntem în continuare la etajul 2 și vreau să mergem până în capăt pentru a ajunge la H&M. O să intrăm puțin, dar nu o să stăm foarte mult. Și aici în spatele meu avem un brand japonez și vreau să mă uit că am văzut două genți drăguțe. Aceste gentuțe croșetate și uitați cât de frumoase sunt. Și materialul este foarte fin și sunt și ieftine, 2000 de ieni una. Amira și dată jos ca să o vedem mai bine și așa ca o traistă pe care o pui pe umăr. E și practică. Îmi place mult. Și au mai multe variante de gentuțe tricotate. Avem și pe partea asta. Uite, îmi place cremul ăsta. Asta e un pic mai groasă. Sau mai avem și așa, shoulder bag. Dar asta e și mai groasă. Materialul este și mai gros. Din nou, Mira ne arată cam așa ar veni această geantă. Wow, mami, ești super fashion! Și mai avem și așa, varianta mini. Oi, și astea sunt drăgălașe. Și uite, ai o eșarfă pusă așa. Da, asta e pe mărimea ta, mami, ia să vedem. Da, asta e pentru tine. Ah, oh, cât de bine îți vine! Uite-te în oglindă! Și gențile împletite de aici, iară, sunt foarte frumoase și au mai multe variante. Avem și așa un coșuleț. Avem și șapcă din aceasta împletită, pe care am început să o văd foarte des pe social media. Uite și aici jos și mai multe genți împletite. Asta e drăguță, ce zice Mira, care fundiță, da, și avem și pălării. Aici avem happy bag cu produse de beauty. Cât de drăguț e produsul ăsta! Este o spumă pentru curățarea feței și aș cumpăra acest produs doar pentru cum arată. Avem așa cu avocado sau așa cu lămâie. Sunt în paradisul produselor de beauty. Sunt și câteva branduri de care nu am auzit. Uite cum ar fi acest serum, e tot corean, toate de ei sunt coreene. Cred că în principiu au mai multe branduri coreene decât japoneze, ia asta să mă uit mai bine. Uite și produsele de aici pentru păr, tot coreene. Și în magazin avem și colțul ăsta foarte instagramabil. Uite, poți face poze aici, cât de fain. Cu floricele, măsuță. Știți că mi-am luat ruj de la brandul ăsta? Uite că am găsit și palete.
Și astea sunt fix culorile mele. Și astea sunt niște lipstick-uri pe care aș vrea să le încerc. Din nou avem o Velvet Lip Tint. Și cred că toate brandurile de aici sunt coreene, nu sunt japoneze, din ce m-am uitat așa. Ia uite și produsul ăsta cât de drăguț arată. Zici că e un pachet de lapte. Vai, cât de kawaii sunt toate. Da. Tot așa zici că e un pachet de lapte, vezi? Cum e ambalajul? Uite, brandul ăsta cred că l-am văzut și în Sephora. Dr. Jart. Hai să țin minte numele magazinului, pentru că o să-l caut online. Au foarte multe produse. Doar produse coreene. Acum mă corectez. Și iubitul meu a găsit cravată cu Pokémon, o colecție întreagă. Ia uite. Sunt drăguțe, da. Nu sunt din mătase, nu? Hai să intrăm puțin și la Frank Frank, care este un brand japonez și au foarte multe produse decorative pentru casă. Au produse foarte drăguțe. Și încă de la intrare, uitați peste ce am dat, peste acest hamac, un alt produs pe care l-aș aduce în România. Și produsele lor sunt foarte calitative. Și mai avem și așa, un balansoar, un fotoliu hamac. Mira s-a îndrăgostit. Și acum vă pot explica exact. Hamacul ăsta se poate transforma în acel balansoar și atunci când nu ai nevoie de hamac și ai nevoie de un loc pentru a-ți usca hainele, uitați, îl faci așa, un stativ pentru haine. Aici, atunci când usuci rufele, le pui pe umeraș, nu le pui cu clești. Și se transformă fix în sistemul ăla. E foarte, foarte smart. Acum îmi doresc acest hamac și mai mult. Ne gândim foarte serios să ne cumpărăm acest hamac pentru la Cluj, pentru că ne dorim să găsim un apartament cu o terasă mare și o să intre perfect acolo și o să pot folosi și sistemul de uscare din Japonia. Și așa nu o să mai am hainele foarte șfonate. Hai cu taiga întreabă câte kilograme are pachetul, pentru că e destul de mare și de voluminos și ar trebui să-l înregistrăm separat ca un alt bagaj. Partea bună e că la întoarcere o să avem 6 bagaje. Nu trebuie să plătim adițional, dar dacă să trecem de cele 6 bagaje. Ar fi o treabă, nu? Să ne luăm hamacul ăsta, cred că ar da foarte bine. Și Mira s-a îndrăgostit de scaun, nu se mai ridică de acolo. Uitați-vă la ea, zici că se dă în leagă, ne place la nebunie. Dar e foarte drăguț sistemul ăsta. Și e foarte drăguț că avem un 3-in-1. Taiga m-a întrebat dacă îmi doresc hamacul ăsta mai mult decât cutia de make-up. Și adevărul e că acest hamac cred că ne-ar aduce mai multă fericire, pentru că ne-am bucurat toți trei de el. Și asta e cutia de make-up. E foarte frumoasă, te face să te simți ca la Hollywood. Dar e un obiect de care m-aș bucura doar eu. Hai să intrăm să vedem ce alte obiecte faine mai au. Nu pot să cred ce am găsit, o colecție asta de vară cu scoică. Se numește Mermaid Mood. Și cănile astea sunt superbe. Uite, avem aici o perlă. Și asta ce e? Și asta ce e? Asta e un... ce e asta? Că nu e. A, bă, da, e un pahar. Dar nu stă așa, vezi? Stă așa într-o parte. Ce interesant. Nu cade apă, mami. Vezi ce interesant e? Nu stă așa? Ci stă așa? Nu ai văzut pahare, de ce nu? Colecția asta este superbă și avem și pe un turcoaz. Ia uitați! Tu vrei pe turcoaz? Iubesc colecția asta de vară. Uitați și scoica asta și pe asta o vreau. Și este o lampă! Mi-aduc aminte că și anul trecut au avut o lampă de genul și a fost sold out foarte rapid. N-am mai prins-o și m-am ofticat. A, și uite, au și pe roz! Tot din colecția asta și paharele astea cât de tari sunt! Aș vrea și eu un set. A, și pe lila. Uite că pe lila nu mai au multe. Cred că asta e o culoare care a avut succes. Și uitați-vă la cana asta, care de fapt este tot așa o lampă. Nu știu cum să vă arăt. Este mult prea multă lumină în magazin și probabil de aceea nu vă dați seama de mare lucru. Cred că pe aceasta o vedeți mai bine. Uite. Dar lampa asta cu scoi, că îmi place la nebunie. Și aici avem colțul cu produse pentru make-up. Uite, au cutia mea și așa mai micuță, dar eu vreau cutia mare, aia la 58.000 de ieni. Asta e prea mică. Bine că și asta ajunge, dar vreau picioarele, știți?
asta e toată treaba. Dacă tot e să-mi iau ceva, vreau cutia cu picioare. Și oglinda asta e de vânzare? Da? Și pe asta o vreau. A, și pot să schimbi culoarea luminii. Uai, cât de tare e, dar pe asta nu mai avem cum să o aducem în România. Asta o să fie pentru aici. Să înlocuim oglinda de pe hol. E super cool, nu e pretty cool. E 48.000 de ieni. Oh, și pe asta o vreau în România. Ia spuneți-mi repede, știți unde aș putea găsi o oglindă de genul în România? Repede, 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 m-am îndrăgostit. Și Mira e acolo în acțiune. Da, cred că ar face așa toată ziua. Și uite și mai multe produse în colecția de vară. Și taburetele de aici e foarte drăguț. Îmi retrag cuvintele, taburetele ăsta e și mai cool. Îmi place combinația de culori și cu un accent auriu. Magazinul ăsta Frank Frank e destul de micuț. Uite, data viitoare poate o să mergem într-un magazin și mai mare. Tot timpul îmi place să stau și să petrec ore în șir în magazinele de genul, cu decorațiuni pentru case, cu obiecte decorative, cu obiecte pentru baie, pentru casă, pentru îngrijire și așa mai departe. Gata, am luat un cadou pentru sora lui Taiga. Papi se duce până la mașină pentru a lăsa cadoul și noi mergem repede până la H&M. Uite, acum trecem pe lângă un magazin cu șosete, doar cu șosete. Și ăsta este unul dintre cele mai faimoase branduri de șosete din Japonia. Uite, ca să țineți minte, și mereu au o ofertă, 3 perechi de șosete la 1000 de ieni. Am foarte multe șosete de la ei și am foarte multe șosete așa sclipicioase. Avem și așa cu dantelă, cu voal, cu model, cu căței sau cu floricele. Șosete scurte, șosete pentru pantofi și pentru balerini, șosete pentru sneakers sau șosete scurte pentru sneakers. Și Mira a zis că trebuie neapărat să vă arăt șosetele astea cu Shiba Inu și acolo cu cățeluș și uite, sau cu mesaj. Deci astea sunt drăguțe și astea sunt la reducere. 3 perechi la 638 de ieni. Da, astea aurii sunt faine. Și ne apropiem de finalul etajului 2. Hai să vedem ultimele magazine. GU, un magazin cu genți. Aici putem găsi foarte multe genți de la branduri japoneze și uite, au până și Porter. Un magazin cu produse puțin mai altfel pentru casă, dar sunt și foarte scumpe. De exemplu, scaunul ăsta este 28.500 de ieni. Măsuța asta la fel, 1000 și ceva de lei, 31.000 de ieni. Obiectul ăsta decorativ este 69.500 de ieni. Plus taxa ar veni 76.500 de ieni. Până și omul ăsta e de vânzare, mi se pare foarte spooky și 190.000 de ieni. Uitați-vă la fața lui. Eu m-aș speria să-l am în casă. Și e cât mine. E foarte mare. Fotoliul ăsta e foarte drăguț și e 70.000 de ieni. Vă spun așa rapid. Și uitați, dacă vreți o gorilă în casă, o găsiți aici la acest magazin și costă 75.900 de ieni. Și nu e orice fel de gorilă. E o gorilă aurie. Ce e asta, mă întreabă Mira? Bună întrebare. Știți ce e? E un taburete. Și zici că ai aici o grămadă de bani. Da. Ia uite, pe bogăție. Uitați cum e. Deci că doar ce ai jefuit banca. E un taburete, mami. Sau o măsuță, poți folosi mai multe feluri. De fapt, nu prea are cum să fie taburete. E mult prea tare să fie taburete. Da. Și e din lemn. Și costă 30.000 de ieni. Dar chiar că pe bogăție. Avem și un brand hawaian, Actus, un alt magazin cu produse pentru casă. Și avem și o cafenea, tot așa, în stil hawaian, Honolulu Coffee. Magazinul ăsta se numește Plața și aici avem branduri importate. Și uite din nou acest brand corean. În celălalt magazin scria că e pe locul 2 ca și popularitate, dar eu n-am auzit de el până astăzi. Și am ajuns la H&M, dar înainte de a intra vreau să vă arăt că dacă o ținem tot înainte, acolo avem pasajul de care vă spuneam mai devreme și o ținem tot înainte până când ajungem la mall-ul cu produse pentru animale. Hai să urcăm puțin și până la etajul 3, să mergem până la Daiso și până la magazinul cu orice produs la 300 de ieni. Și după i-am promis Mirei că nu mai stăm în acest mall, ci mergem mai departe. Trebuie să ajungem în mall-ul pentru copii. Și până ajungem acolo mai avem de trecut și prin mall-ul pentru animale. Mai avem cale lungă. Ne-am cam blocat aici, am stat destul de mult în mall-ul ăsta. Ar fi cazul
să ne continuăm drumul. Și am ajuns la etajul 3. Aici avem cineva și în partea stângă avem un game center destul de mare. Fix lângă game center avem și un magazin doar cu dulciuri. Magazinul ăsta nu era aici înainte și pare a fi așa un magazin old school japonez. Și ăsta este magazinul Daiso cu orice produs la 100 de ieni. Uite și aici au accesorii pentru măști și măști care mai de care. Fie măști fashion, fie măști simple, fie măști reutilizabile sau măști de unică folosință. La 100 de ieni o să ne uităm doar așa mare de afară. O să lăsăm pentru altă dată. O să mai venim. Uite, aici au deja produse de vară, pălării și au și câteva produse pentru casă. Da, uite, ți-a cumpărat babacean, vezi? Nu este foarte aglomerat astăzi. Și uitați-vă puțin. Trebuie să vedeți cum e organizat. Mira se uită pe hartă și n-am văzut nici măcar jumătate din mall, dacă e să luăm în considerare toate cele patru clădiri. Și aici avem Lori's Farm, care este un brand foarte popular japonez. La magazinul ăsta au foarte multe haine Lolita style. Uitați! Cu dantelă, cu gulere, au așa un aer vintage. Și uitați că aici avem până și un magazin cu produse second hand, da, în incinta mall-ului. Tapioca! Vrei tapioca? Eu? Un magazin pentru surfing, pentru că surfingul este un sport foarte popular în Japonia. Ce mi-ar plăcea și mie să încerc, da, ar trebui să învăț să not mai întâi. Vreau să fiu sus pe val, sus pe val. Și uite, magazinul ăsta nu era aici, orice produs la 390 de ieni. Și au o colecție cu Tom and Jerry. Vreau toate produsele de aici. Eu sunt mare fană Tom and Jerry. Avem și produse de make-up, accesorii. Cerceii de aici îmi plac foarte mult, floricele și perluță. Și avem și niște cercei așa cu un vibe vintage. A, uite, o altă colaborare cu Esther Bunny. Și produsele astea sunt drăguțe, dar au foarte multe colaborări. Pălării, gentuțe, curele, șosete cu diferite personaje. Și uitați, avem șosete cu Tom and Jerry. Cu Scooby-Doo nu au, mami? Ia uite-te după Scooby-Doo, că dacă au cu Scooby-Doo, am pus-o. Au până și șosete așa cu Ted sau cu Garfield. Și bineînțeles că și în magazinul ăsta avem foarte multe măști. Uite, avem și gentuțe din acestea cu Harry Potter și cu alte personaje, One Piece. A, asta, la asta se uita fratele meu și Mr. Potato Head și cu South Park. Stickere cu animeuri. Mirei, ești foarte încântată, ci că nu se poate, nu se poate, a găsit cu Kuromi-chan. E nebunită după Kuromi-chan. Da, mi-am dat seama despre ce este vorba în acest magazin. Au foarte multe colaborări cu diferite companii și mai multe produse cu animeuri. Uite aici, ce drăguță e fata asta. Puse pentru telefon cu animeuri. Așa, sau așa, sau din nou așa, și uite și așa. Pus asta cu oglindă. M-a chemat să-mi arate că au cu Looney Tunes, au colaborare chiar și cu Looney Tunes. Ce tare! Și ăsta este magazinul cu orice produs la 300 de ieni. Avem plante, coșuri și alte obiecte împletite. Gentuța asta îmi place la nebunie și iau și așa pe roz. Eu cred că vrei pe uite, roz. Uite, crezi că vreau pe roz? Cred că vreau și pe roz și pe crem. Multe accesorii pentru păr, accesorii pentru măști, pentru ochelari. Acolo și mai multe gentuțe. Accesorii pentru telefon, umbrele și alte produse pentru sezonul ploios. Și avem chiar și produse pentru la mare. Trebuie să o ținem tot înainte pentru a ajunge la mall-ul pentru animale, Pet Mall. Și acum trebuie să facem dreapta. Uitați ce au aici, un parc de ping-pong. Am luat-o prost, dar n-am luat-o prost, pentru că și pe aici ajungem tot la mall-ul pentru animale. Doar că o să o luăm prin parcare. Și uite priveliștea, ne arată Mira. Bate vântul destul de tare și suntem foarte aproape de mare aici. Dar nu-mi dau seama exact în ce parte e marea, cred că e în dreapta. Opa, stai că bate vântul și îmi zboară rochea. Și arăt ce n-ar trebui să arăt. Nu se vede marea, mami, nu-mi dau seama în ce direcție e. Papi încă n-a venit, el putea să ne orienteze un pic. A, uite acolo! O vedeți? Nu cred că o vedeți pe cameră. A, tu vezi, opa, era scad. Acolo, 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 nu știu. După ultimele clădiri e marea. Mira a găsit un cărucior abandonat aici și vrea să se urce în el. Hai, mami,
Dar am o problemă, mami, dacă eu te împing, ține-mi ține de roche. La primul etaj avem un hotel pentru animale și un salon pentru animale, un loc în care animalele sunt răsfățate, ia uite. Și aici avem un spațiu în care îți poți lăsa cățelul să alerge. Și la etajul 2 avem magazine pentru animale și uitați, au la vânzare până și cărucioare pentru animale. Cărucioarele astea sunt foarte populare. Mira spune, zici că-s pentru bebeluși, cam așa ceva. Și ai multe modele, pentru animale mai mari, pentru animale mai mici. Poți fixa partea de sus în mașină și uite, cam așa arată cățelul într-un cărucior de genul. În partea aia avem mâncare pentru căței, în spate de tot avem mâncare pentru pisici, hăinuțe pentru animale, avem până și costume de baie pentru animale. Ia uitați ce rochițe drăguțe! Și așa, cu volănaș. Și în colțul ăsta avem și mai multe accesorii pentru animăluțe, pătuțuri și jucării și saltele și nebunii. Și avem până și un colț dedicat peștilor. Mira s-a dus repede, se uite și ea la peștișori. Vezi cum se uită la tine, mami? Vezi că ți-a zis ceva? Uite, uite că dă din guriță, spune ceva. Ce spune? Spune bună? Bună, ce faceți? Nu uita să dați subscribe, like și follow pe Instagram. Asta spune peștișorul. Și un alt magazin cu accesorii pentru animăluțe și cărucioare pentru animăluțe. Aș vrea să știu cât e căruțul ăsta. Ăsta pare mai puțin fancy decât cele de mai devreme. Costă 30.000 de ieni. E cât un cărucior pentru copii. Pe posterul ăsta scrie Paradisul Cățeilor, dar să știți că vedeți cărucioarele astea peste tot prin oraș. Avem și protecție pentru ploaie. Uite, căruciorul ăsta e un pic mai scump, e 41.800 de ieni. Dacă o ținem tot înainte, o să ajungem în mall-ul pentru familie, pentru copii, în paradisul copiilor și aia o să cam fie destinația noastră finală. Și ăsta este cel de-al doilea pasaj și dacă ne uităm acolo în stânga, vedem și mall-ul cu articole sportive și pasajul. Nu știu cât de bine se vede la voi, mall-ul pentru copii e destul de mare, mall-ul pentru animale a fost cel mai micuț. Și oficial putem spune că am ajuns la jumătatea mall-ului. Aici avem Costco, nu am intrat niciodată, trebuie să ne facem și noi legitimație. Nu poți intra fără legitimație. Și uitați-vă de unde venim, tocmai din partea aia, din capăt de tot. Am mers ceva astăzi. Animalele nu au voie în mall-ul pentru copii. Și am intrat în mall-ul pentru copii. Aici avem o cafenea tare drăguță, care ar fi așa fairyland. Ceva cu căsuțe din paie. Uitați, e o cafenea cu clătite și organizează și petreceri pentru copii. Stați că trebuie să o împim pe Mira. Așa. Îmi place că în mall-ul ăsta toate magazinele sunt puse pe categorii. Avem magazine pentru bebeluși, avem magazine cu haine pentru adolescenți, avem magazine cu haine pentru copii de toate vârstele. Acum Mira mi-arată, uite mami, magazin Sanrio, trebuie să intrăm. Da, e primul magazin Sanrio în care intrăm de când ne-am întors seria asta în Japonia. Stai să întorc să vă arăt și vouă, că Mira deja s-a dus, nu mai am treabă cu ea. Și ăsta este un magazin Sanrio. Aici avem haine cu personaje Sanrio, accesorii, jucării și Mira se uită acolo la popcorn. Da, mami, uite, pui 220 de ieni și poți să iei popcorn. Vrei popcorn? Ia, mami. Da. Și acum Mira ne arată. Da, acolo. Și o să-ți dea restul, oricum. Așa. Ia, alegeți. Ia-ți de aici. Apasă. Acolo. Așa. Și acum ați dă restul. Și uite, acolo ne arată că în 46 de secunde este gata popcornul nostru și a început să miroasă popcorn. E mult prea fierbinte? Hai că ia mami. Ce-a
așa arată. Ne-am luat cu caramel. Ce destul de plină punga. Mulțumim și noi, Hello Kitty. Mulțumim pentru popcorn. Mulțumim. Mulțumim. Arigato. Pa. Bye bye. Arigato. Bye bye. Și acum hai să căutăm rochițe. Așa arată un magazin cu haine pentru adolescente. Ia uite, m-aș îmbrăca și eu de aici, sincer vă spun. Și ăsta este un alt magazin cu haine pentru adolescente și pentru copii mai mari. Un magazin doar cu încălțăminte pentru copii, pentru copii de toate vârstele. Îmi place ideea de a împărți mall-ul în mai multe părți, pentru că știu unde trebuie să te duci. Ai nevoie să faci cumpărături pentru copii, te duci în mall-ul pentru copii, mall-ul pentru familie. Cauți ceva pentru tine, te duci în mall-ul universal. Cauți ceva pentru animăluțul tău de companie, te duci în mall-ul pentru animale. Îți ușurează foarte mult treaba. Și aici avem în continuare magazine cu haine pentru adolescente, pentru adolescenți. Te cauți pentru băieți, nu doar pentru fete. Și aici avem alte idei de outfituri și v-am spus că în Japonia e foarte popular să porți șosete cu sandale. Și sandalele alea chiar îmi plac. Noi acum doar ce am terminat primul etaj, mă uit și în stânga și în dreapta ca să nu ratezi ceva rochițe pentru Mira. Uite, rochițele de aici sunt pe stilul nostru, pe stilul ei. Asta e chiar drăguț, așa simplă și preț 2200 de ieni. E un preț bun, ia să ne mai uităm puțin. Trebuie neapărat să iau câteva rochițe, dar acum Mira nu prea e implicată, are treabă și mănâncă popcornul. A, uite și îmbulinata asta, ce drăguță e și îmi place materialul. Asta e drăguță. Ce mărime? 100. N-au și mărime mai... Ai, ultima rămasă. Pe alb și negru. Mai au așa pe un crem, dar asta pe crem. Cred că îmi place mai mult cea pe alb și negru. Da, aici au rochițe drăguțe și simple. Cred că de aici o să iau câteva rapid. Nu? Ce părere aveți? Uite așa, asta e drăguță. Asta e 90, dar au și 120. Aici 110 pentru Mira. Și rochița asta îmi place, tot așa îmbulinat-o. Cu albastru. Să vedem rochița asta, mărimea 100. A, dar tu știi că s-ar putea să-ți vină, mami? Că e destul de elastic aici, cred că asta e mărimea ta. Ce ciudat, au mărimile un pic dubioase, asta e 110. Care e culoarea care îți place mai mult? Alb și negru? Da. 110 ar veni așa. Asta. Nu-mi dau seama, asta. Nu cred că e diferența mult prea mare. Stai puțin, că mărimea e diferită, asta e 110. Cum ți se pare? Ți se pare un pic mare? Asta cred că o să vină fixă. Ia stai să ne uităm 100 un pic. Ce? Asta e 100, fix. Nu. Nu, da, cred că asta e mărimea ideală pentru acum. Asta cred că o să fie un pic mare și un pic lungă, uite. Nu-mi dau seama. Cum ți se pare? Ciudat. Ciudat, nu? Că ea de obicei e 110. Asta ce port acum e 110. Nu am fost la Toys R Us și nici nu cred că mai apucăm să mergem. Este un magazin foarte mare, cu mâncare pentru copii, cu jucării. Au chiar și un colț cu hăinuțe. Când era Mira bebe, tot timpul mergeam și făceam cumpărăturile de acolo. Pentru mâncare, pentru snacks-uri, pentru sucuri, pentru absolut tot. Pasta, pasta, 100. Bine, atunci mai am o rochiță pentru tine, vii să o vezi? E una drăguță tare, cred că o să-ți placă, că o să fii ca Jasmine. Am ochit-o eu acolo. Hai să-i arătăm și Mirei. Haide, haide. Ah, pune masca, lasă că împinge papi căruciorul. Hai. Ce zici, papi? Îți place? Nu-i drăguță? Dar asta e tot mărimea 100, dar acum că am văzut că ești cam 100 de la brandul ăsta. Stai, nu te mișca un pic, te rog. Asta are și Jasmine o rochiță asta. Și Jasmine are o rochiță ca asta? O să fie exact la fel ca Jasmine. Dar e a, 100 e prea scurtă. Nu e bine, mami. 100 e prea scurtă și nu au 110. Hai să vedem 120. Dar nu au nici aici 110. Nu înțeleg de ce 110 e cam... Asta e super drăguță! De fapt, asta e cea mai drăguță. E mai drăguță decât cealaltă. Asta. Nu orange? Nu, asta e drăguță portocalie, dar stai să vedem dacă 110. De ce aici n-a 110? Deci nu înțeleg. Uite. Nu e doar cămașa. Nu, iubita mea, nu, mărimea ta.
car. This is nice. E drăguț, îți place? Ia, uită-te la papi. Hawaii style. Hawaii style. Îți dansează Mira acum. Uite, Hawaii style. Să îi le luăm pe astea două? Bine. Sunt în dubiu. Dar nu, că pare cam aceeași lungime, vezi? Cred că e făcută ca și model să fie mai lungă și un pic oversized. Și de aceea îi vine 100. Eu cred că 100 o să-i meargă bine și mai avem și acolo câteva rochiți. Asta îți place? Eu luăm, nu? Da. Să fie așa Hawaii style. Și asta o să fie mai domnișoară. Ia, nu mai avem timp. Oare ce restaurante avem în clădirea asta? Mira voia McDonald's, că a văzut că au jucării cu Tom and Jerry la McDonald's. Aici nu e ca la noi. Nu ne dau jucării. Dacă vrem să cumpărăm doar jucăria, trebuie să cumperi tot setul. Și nu cred că mai avem timp să ne întoarcem în prima clădire. Trebuie să vedem ce au aici, nu? Ia, iubita, ce-ți mai place ție de aici? Astea sunt bluzițe. Tu mai ai nevoie de rochițe, asta, nu de bluzițe. Asta îți place, dar ai ceva asemănător, iubita. Dar pe albastru. E aproape la fel cea pe care o ai tu acasă. Ia, hai să mergem. Aici toate magazinele sunt conectate între ele, că nu prea îmi dau seama. Nu trebuie să plătim, nu? Dar cred că... Uite asta, iarăși cu buline. Aici avem secțiunea cu articole pentru sezonul ploios, pentru ploaie. Astea cu... cu steluțe? Ai avut ceva de genul cu steluțe? A, uite, aici au reduceri. Astea sunt niște rochițe, cred că un pic mai grosuțe. Și Mira a găsit acolo ceva foarte basic. A, e drăguță rău. A, asta e foarte drăguță. Dar o mărimea ta? Este, uite, 110, iubita. Asta e foarte drăguță. Ai 90 pentru bebe, bebe. Când aveai un an și jumătate, purtai tu 90. Parcă așa. Ia, întoarce-te. Ce părere ai? Eu m-am dezobișnuit să am grijă de un cărucior, mă duc să-l recuperez. Mira s-a cam răsfățat astăzi, ia uite ce are ea aici. Mami a luat rochițe, papi a luat Lego. Vezi, mami? Da. Ești fericită? Da. Și acum să vedem ce mâncăm, ce foame? Foame. Făcuț drăguț. Și mie făcuț drăguț? Nu? Așa. Te iubesc. Te iubesc. Mergem să mâncăm, nu? Da. Cred că o să ne întoarcem și mâine la o serie de shopping, pentru că nu sunt mulțumită, nu i-am găsit suficiente rochițe Mirei, nici n-am apucat să intru în H&M și dacă venim mâine din nou, am putea să mergem și până în clădirea cu articole sportive, nu? Da, putem să vă arătăm chiar tot mall-ul. Nu-i așa? Repetăm manevra și ne întoarcem? Da. Da? Și mergem să mâncăm acum? See da? You next time. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Vă pupăcim și vă mulțumim pentru că ați venit cu noi la o serie de cumpărători. Data viitoare continuăm. Pupii! Pa!